Sfințenia este fața cea mai frumoasă a bisericii. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii aici la Apolonia TV. Sper să vă regăsesc cu multă sănătate, cu mult curaj pentru a înfrunta toată situația pe care o trăim și suntem chemați să o înfruntăm împreună. În această ediție dorim să vorbim despre, nici mai mult, nici mai puțin, despre sfințenie. De ce? Pentru că în prima zi a lunii noiembrie, în Biserica Catolică, avem sărbătoarea tuturor sfinților. O zi în care biserica invită pe credincioși să privească la cei care au trecut înaintea lor și au trăit cu eroism virtuțile creștine, au trăit viața de credință, dar să privească și la atâtea persoane care nu sunt neapărat oficial declarate fericite sau sfinte, dar care trăiesc o viață de sfințenie. Și atât de ce ne propunem în această emisiune să discutăm despre chemarea fiecărui creștin la sfințenie. Asta și în context în care în martie din anul 2018, Sfântul Părinte Papa Francisc a încredințat bisericii o exortație apostolică, un material, un text, o scrisoare în care tocmai despre această chemare la sfințenie vorbește tuturor celor care doresc să primească acest îndemn. Deci este tema emisiunii pe care o dezbatem sau o discutăm cu Părintele Gabriel Iulian Robu, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic de aici din Iași, profesor și formator. Bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Părinte Iulian, îți mulțumim că ți-ai făcut timp în aceste vremuri în care, într-adevăr, partea academică resimte condițiile pe care le trăim, dar oricum cursurile se fac, profesorii trebuie să se pregătească, studenții, chiar dacă online trebuie, sunt chemați să fie prezenți la cursuri și îți mulțumim că ți-ai făcut timp pentru a participa la această emisiune. În toamnă, dacă nu greșesc, te-ai întors de la studii de la Roma și, din câte vorbeam înainte de emisiune, ai prins chiar la Roma primul val, să spunem, al pandemiei în care Italia a fost destul de afectată. Cum au fost acele luni trăite la Roma într-un context de pandemie? Spunem, a fost un timp ciudat pentru că din martie până în iunie a fost o perioadă de lockdown sau semi-lockdown și atunci stăteam mai mult în colegiu, dar activitatea academică a continuat, s-au susținut examenele și mulțumim lui Dumnezeu că a trecut cu bine primul val și sperăm că al doilea val să nu fie atât de puternic și să trecem în continuare cu bine peste aceste, spunem, provocări ale timpului nostru. La Roma tu ai stat într-un colegiu, asta înseamnă că erau preoți cam din toate colțurile lumii împreună la studii, dar în aceeași casă. Colegii tăi cum au primit sau cum au văzut toată această situație la care nimeni nu ne așteptam de pandemie, deci o epidemie în întreaga lume? Cum au reacționat? Unii au trecut cu greu peste acea perioadă, au resimțit, să spunem, greutatea și timpul dificil al izolării. Alții au fost mai senini, dar ceea ce ne-a ajutat era faptul că eram împreună și împreună am trecut cu bine. Comunitatea și faptul de a fi împreună cu celălalt întotdeauna te ajută să treci și peste perioadele mai grele din viața ta. Și așa a fost și pentru noi. Deși e ciudat când mergem la Roma sau când mergeam la Roma, bineînțeles, un oraș foarte cunoscut, un oraș turistic plin de cultură, plin de artă, plin de religiozitate, tot timpul, în orice moment, o metropolă destul de aglomerată, cum era să vezi Roma, cred că în unele momente, efectiv, pustie. Da, într-adevăr, străzile de multe ori erau pustii, iar atunci când au început să fie din nou populate, erau populate doar cu italieni și se vorbea doar limba italiană la Roma. Pe când înainte de timpul de izolare, se vorbeau toate limbile pământului. Erau foarte mulți turiști și pelerini la Roma.
Cam aceasta a fost atmosfera. O situație într-adevăr particulară, ne dorim, toată lumea ne dorim să treacă aceste momente, dar ai venit, te-ai întors în țară. După studii ai primit o misiune la Seminarul Mare, de aici din Iași, cum spunem noi, la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif, o misiune de profesor de teologie fundamentală, dar și de formator. Să vedem pe rând ce înseamnă teologie fundamentală sau ce înseamnă să fii profesor de teologie fundamentală. Teologia fundamentală este o disciplină teologică care se ocupă de revelație și propune o reflexie sistematică despre revelație și despre credibilitatea revelației în biserică. Predau și câteva cursuri de limba latină, iar apoi cealaltă misiune, cea de formator, înseamnă că sunt alături de seminariști în programul lor de formare, ofer timpul și disponibilitatea mea pentru a-i ajuta să devină preoți buni. Și dacă e să facem legătura cu tema emisiunii de astăzi, îi ajut să fie preoți buni și sfinți. Și până atunci să fie studenți sfinți, să fie seminariști sfinți. Într-adevăr, aceasta este tema pe care vrem să o discutăm, să o împărtășim în această ediție. Pomeneam la început, luna noiembrie stă într-un fel sub semnul sfințeniei. Forțăm puțin exprimarea, pentru că toată viața de credință ar trebui să stea după sub semnul sfințeniei, pentru că avem această sărbătoare, 1 noiembrie, solemnitatea, sărbătoarea tuturor sfinților. Și avem și această scrisoare a Sfântului Părinte din martie 2018, Gaudete et exultate, bucurați-vă și tresăltați de veselie, în care tocmai despre această chemare la sfințenie vorbește. Și atunci spunem, noi creștinii, oamenii de bunăvoință, dar creștinii suntem chemați la sfințenie. Pare să fie așa o formulare destul de profundă, destul de consistentă. Uneori ne speriem de acest lucru, se pare că nu este pentru noi. Să începem să explicăm ce înseamnă această chemare la sfințenie, în ce constă. Toți avem această chemare la a fi sfinți. Și chemarea la sfințenie cred că ar consta în faptul de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. De fapt, atunci când Iisus Hristos a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, El a spus să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toate puterile tale, cu tot cugetul tău, iar pe aproapele să-L iubești pe tine însuți. Și cred că această chemare la sfințenie este o chemare la a-L iubi pe Dumnezeu și a-L iubi pe aproapele de dragul lui Dumnezeu. Și cred că sfinții au fost aceste persoane care au împlinit în viața lor într-un mod desăvârșit această cerință a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Totodată, sfinții cred că au fost acele persoane care au reușit în viața lor, cum spunea Carlo Acutis, să scadă egoismul din ei pentru a face loc lui Dumnezeu. Și ei au făcut acest lucru. S-au golit de ei înșiși, s-au golit de păcat, de vicii, de răutate și în felul acesta au creat spațiul lui Dumnezeu în viața lor. Și de aceea sfinții erau ca niște oglinzi ale bunătății lui Dumnezeu în lume. Despre Sfântul Ioan Maria Vianney se spune că odată cineva l-a vizitat pentru că era curios despre viața și faptele acestui sfânt. Să vadă un sfânt. Să vadă un sfânt, exact. Și a călătorit foarte mult ca să-l vadă pe Ioan Maria Vianney. Și întors acasă a fost întrebat ce ai văzut la Ars, în acea parohie unde este Ioan Maria Vianney. Și acea persoană a răspuns, l-am văzut pe Dumnezeu într-un om. Aceștia au fost sfinții. Impresionant. Impresionant. Aceștia sunt sfinții. Oamenii care reflectă bunătatea lui Dumnezeu în lume, îl fac pe Dumnezeu mai aproape de noi și întâlnindu-i, de fapt, noi ne întâlnim cumva cu bunătatea lui Dumnezeu în mod concret. E adevărat, când vorbim de viața de credință, facem referință la multe valori. Suntem chemați să creștem din toate punctele de vedere și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și atunci când spunem, trebuie să fim mai buni, trebuie să fim mai răbdători, trebuie să iertăm, trebuie să ne rugăm mai mult, sunt toate lucruri care aproape suntem atât de obișnuiți să le auzim, depinde în ce medii. Poate în alte medii și acestea răsună cam prea nepotrivit pentru timpurile acestea, dar totuși când spui cuiva ești chemat să fii sfânt, cam vezi că tresar oamenii, mai ales într-un mediu care poate oamenii nu sunt atât de obișnuiți, cum spunem noi, să fie dați pe la biserică. Și atunci răsună această întrebare, cum putem concilia, nu neapărat chestiune de limbaj, cum am putea să vorbim despre sfințenie în aceste timpuri, lumii de astăzi, astfel încât să nu se creeze această distanță sau poate reacția, ok, nu este pentru mine, nu e treaba mea, vorbiți cu altcineva.
Cum putem să conciliem această chemare la sfințenie cu mentalitatea actuală? Și în timpurile noastre putem să vorbim despre sfințenie și trebuie să vorbim despre sfințenie, pentru că și oamenii de astăzi au această frumoasă chemare și cred că putem vorbi despre sfințenie chiar pornind de la Evanghelia Mântuitorului, care îi proclamă pe sfinți drept fericiți. Și chemarea la sfințenie este o chemare la fericire. Fericiți cei săraci în duh. Se citește în Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 5, la versetul 1 la 12, sunt fericirile. Fericiți cei săraci în duh, fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei curați cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei persecutați. Vedeți, chemarea la sfințenie înseamnă o chemare la a fi fericiți. De multe ori oamenii au această teamă de sfințenie, crezând că sfințenia le ia ceva din viața lor, din bucuria de a trăi. Dar, dimpotrivă, fericirea adevărată este o viață sfântă. Și de aceea, cred că astăzi este potrivit să vorbim despre sfințenie ca o chemare la a fi fericiți, așa cum a gândit-o și o dorește Dumnezeu pentru noi. Mi-aș dori să ne oprim asupra, te întrerup puțin, pentru că ai zis, într-un fel ai pus semnul egal între viața de sfințenie și a fi fericit. Iarăși, într-o mentalitate în care fericirea se dobândește în altă manieră, înseamnă multe lucruri, nu intrăm neapărat în acest aspect, dar se leagă de faptul că o viață de credință cam are mai mult de a face cu sacrificiu. Trebuie să te rogi, să nu știu ce, să mergi la biserică. Într-un fel, parcă ar limita libertatea și nu prea este o cale spre fericire. Cum puteți spune că sfințenia se identifică cu fericirea pentru o persoană? Sfinții au fost oameni fericiți pentru că l-au găsit pe Dumnezeu și au găsit pacea adevărată. Dacă noi ne-am găsit bucuria în lucrurile pământești trecătoare, și bucuria noastră ar fi trecătoare, cum sunt și lucrurile pământești, mai ales în timpul ăsta de pandemie, ne-am dat seama cât de trecătoare este această lume. Dar sfinții care și-au găsit pacea în Dumnezeu au avut o bucurie și o fericire adevărată, stabilă, așa cum este Dumnezeu stabil. Și de aceea chemarea la fericire este o chemare la a-ți găsi pacea în Dumnezeu. Și sfinții erau cu adevărat oamenii aceștia fericiți. Și apoi sfinții erau oameni împliniți ca oameni. Fericirea te împlinește, sfințenia te împlinește ca om. Spunea Conciliul al II-lea din Vatican în Gaudium et Spes la numărul 22, că Iisus Hristos ni l-a revelat pe Dumnezeu, dar în același timp l-a revelat pe om, omului însuși. Și cine trăiește în iubirea față de Hristos, după legea lui Hristos, se împlinește ca om. Și de aceea sfinții, chemarea la sfințenie este o chemare la fi împlinit ca om. Interesant lucrul acesta și mai ales când privim la modele de sfinți. Sfinți din primele secole creștine, dar și din timpurile acestea, pomeneai de fericitul Carlo Acutis, am pomenit și în emisiunea precedentă, sper să apucăm să facem o emisiune special despre acest tânăr din aceste timpuri, un ITist, un pasionat de rețelele de socializare, de calculator, dar care a știut să pună pe primul loc credința. Și spuneam, privim la acești mici. Se creează o anumită distanță. Eu nu pot să fiu ca, ce știu, Sfântul Anton de Padova, ca Sfântul Ioan Paul al II-lea. Putem să mergem mai încolo din primele secole, Sfântul Petru, Sfântul Paul și așa mai departe. Și e un fel de teamă, poate reverență care e chemată să se manifeste. Dar cum am putea în zilele acestea să ne inspirăm de la sfinți, de la fericiți, cei care sunt proclamați oficial de biserică, spuneam, sunt atâtea persoane care poate n-au parcurs acest proces de beatificare sau de canonizare. Cum putem să ne inspirăm din viața lor? Atât că să nu fie doar niște icoane. Da. Putem să ne inspirăm, într-adevăr, din viața lor, făcând lucrurile obișnuite cu o iubire și o atenție neobișnuit de mare. Spunea Tereza de Calcuta că mulți fac lucruri obișnuite, dar ceea ce este neobișnuit este iubirea pe care o pun în lucrurile obișnuite pe care le fac. Și de aceea mulți dintre noi nu vom face lucruri mărețe care vor fi consemnate în manualele de istorie. Dar important este să ne facem datoria și lucrurile cotidiene cu dragoste față de Dumnezeu și cu dragoste față de aproapele.
într-adevăr, sfințenia se vede în lucrurile mărunte, în felul de a zice bună ziua, în felul de a avea timp să asculți pe cineva, în felul de a fi gentil și amabil unul cu celălalt, în felul de a spune rugăciunile obișnuite. Și cred că sfinții ne ajută și ne inspiră în acest fel, pentru că ne îndeamnă să ne rugăm, să avem o viață de rugăciune dimineața, la prânz și seara, când avem timp să ne rugăm și să fim întotdeauna amabili și iertători cu cel de lângă noi. Apoi, sfinții au fost acele persoane care au simțit iubirea lui Dumnezeu în viața lor și au simțit acest foc al iubirii lui Dumnezeu încât s-au simțit datori să arate această iubire și celorlalți. S-au simțit iertați și iubiți de Dumnezeu și în viața lor au transmis și persoanelor din jur această bucurie a iubirii lui Dumnezeu. Și cred că în acest fel noi putem fi inspirați de sfinți, să ne lăsăm copleșiți de iubirea lui Dumnezeu, să descoperim fața iubitoare a lui Dumnezeu și să o arătăm și celor de lângă noi. Pomeneai de lucrul acesta că nu neapărat sfințenia este legată de lucruri mărețe. Trăirea credinței într-un mod profund e deja un lucru măreț, dar noi asociem de cele mai multe ori când vorbim de sfinți, vorbim de minuni. Au înviat morți, au vindecat, au făcut multe miracole și poate și asta ne sperie că trebuie să facem ceva ieșit din comun. Cât de... găsesc cuvântul, important este ca în viața unui sfânt să fie minun sau să fie lucruri mărețe sau altceva este cel mai important? Cred că altceva este mai important. Sunt într-adevăr sfinți care au făcut lucruri mărețe, care au înfăptuit și care au scris minuni. Istorie. Au scris istorie, bineînțeles, și care au schimbat și cursul istoriei. Dacă ne comparăm cu Sfântul Ioan Paul al II-lea papă, niciodată nu vom reuși să fim ca el. Dumnezeu nu le cheamă să fim trași la indigo. Pentru că fiecare are drumul său de sfințenie. Exact. Nu trebuie să fim copia cuiva. Există atâtea căi de sfințenie câți oameni există. Bineînțeles, ne lăsăm inspirați de ceilalți, dar putem să avem calea noastră de sfințenie și începe de la lucrurile mărunte. Mi-amintesc de un exemplu că un tânăr călugăr se duce la părintele lui spiritual, dornic era acest tânăr să devină sfânt și îl întreabă pe duhovnicul lui ce trebuie să fac ca să fiu sfânt, de unde să încep, să postesc de carne, să postesc miercurea și vinerea, să mă rog numai în genunchi câteva ore pe zi, de unde să încep ca să fiu sfânt? Și duhovnicul îi răspunde, începe prin a nu mai trânti ușa. Vedeți, sfințenia începe de la lucrurile mărunte, de la detalii, nu? Și sfinții erau persoanele atente la detalii. Au făcut lucruri obișnuite cu o iubire și atenție neobișnuit de mari. Dacă tot vorbim de sfinții care sunt proclamați de biserică, există reguli foarte bine puse la punct, se numește chiar un proces de beatificare, de canonizare, de fapt până acolo se vrea să se ajungă cu un parcurs destul de laborios, important. Hai să clarificăm un picuț, cum ajung sfinții, să spunem, în calendarul bisericii, care este, bineînțeles, pe scurt, care sunt pașii și în ce modalitate o persoană care s-a marcat prin trăirea credinței ajunge să fie proclamat venerabil, fericit și apoi sfânt. Doar așa ca să punctăm. Da, până la momentul în care cineva ajunge în calendar, este un proces mai lung, dar care poate fi explicat prin cele două faze. Este o fază diecezană sau locală și o fază romană. La 5 ani după moartea unei persoane, unui creștin care a trăit în faimă și a murit în faimă de sfințenie, există un postulator, o persoană cheie în cadrul acestui proces și el înaintează episcopului diecezan cererea pentru a putea începe o anchetă în care se adună mărturii despre viața virtuoasă a acelei persoane. Dacă episcopul aprobă acea cerere și este înaintată către Vatican, către Congregația pentru Cauzele Sfinților, începe această anchetă diecezană, iar această persoană care a trăit o viață virtuoasă este declarată slujitor al lui Dumnezeu. Pe baza mărturiilor adunate, postulatorul redactează un document care se numește Positio Super Virtutibus, în care este ca o cărțulie în care sunt adunate aceste mărturii, iar aceste mărturii sunt trimise către Congregația pentru Cauzele Sfinților la Vatican. Și deja aici avem a doua fază, faza romană. Această congregație propune un relator care organizează materialul din dieceză, iar acest document este înaintat către o comisie de 9 teologi din Vatican, care analizează documentul și apoi trece la o altă comisie formată din episcopi și cardinali.
Dacă primesc aviz pozitiv la aceste comisii, se redactează un decretum super virtutibus, un decret despre viața virtuoasă a acelei persoane, care este prezentat, acest document, papei, și odată semnat, acea persoană devine venerabil. Dacă acel venerabil mijlocește o minune în urma rugăciunilor care sunt făcute de către credincioși, el este declarat fericit și avem procesul de beatificare, care înseamnă declarație, cineva este declarat fericit. Dacă mai face o minune, atunci este declarat sfânt sau canonizat. Canonizeni în limba greacă înseamnă înscriere într-un canon. Este înscris în canonul sfinților. Și aceste minuni sunt analizate. Este o comisie din 5 medici și 7 teologi. Ei analizează să vadă să fie cu siguranță o minune și să nu fie un entuziasm de moment. Așadar, este un proces mai lung, în două etape, în principal, un proces care durează, dar sunt atâția sfinți care nu sunt în calendar și sunt sfinții de lângă noi. Exact. O să revin asupra lor și așa s-a întâmplat cu, ca să vorbim de zona noastră, de plaiurile noastre, cu fericitul Eremia Valahu, cu fericitul Anton Durković, cu fericita Veronica Antal, cu episcopii martiri greco-catolici, cu ceilalți fericiți proclamați din țară. Deci sfințenia este și pe, și pe plaiurile noastre. Deci, într-adevăr, sunt persoane care se remarcă prin viața lor. Biserica se asigură că vorbim de virtuți eroice, trăite într-o manieră diferită, tocmai pentru a propune după aceea acest model de sfințenie, mai întâi biserici locale, după această sfințenie bisericii universale. Deci lucrurile sunt foarte bine aranjate. Dar noi, de aici, de pe pământ, cum putem fi în comuniune cu sfinții din cer, care au trecut și au încheiat drumul pământesc? E normală această legătură? E cazul? Nu este cazul? Trebuie să privim mai mult la Hristos și nu la sfință? E o întreagă dezbatere în privința aceasta. Care ar trebui să fie legătura noastră a creștinului pe pământ, care căutăm să creștem în credință, și cei care spun că sunt în ceruri, în comuniunea cu Dumnezeu, dar ne inspiră și prin viața lor pământească? Da, într-adevăr, Dumnezeu este sfânt prin excelență, este cel de trei ori sfânt. Însă Dumnezeu în sfinți încununează darurile sale și sfinții ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Iar noi putem fi în comuniune cu sfinții prin rugăciune, cerând ajutorul lor, apoi putem fi în comuniune cu sfinții vizitând sanctuarele lor, locurile natale, locurile pe unde au pășit ei și în felul acesta suntem mai aproape de sfinți, apoi putem fi în comuniune cu sfinții dând copiilor nume de sfinți. La boteze este important să alegem un nume de sfânt și în felul acesta copilașul va avea un protector, un ocrotitor în persoana acelui sfânt al cărui nume îl... Parcă e mai semnificativ decât, cu tot respect, nu știu, nume de fotbaliști, de cântăreți, fiecare nume este important, dar când e un nume de sfânt la botez, parcă e mai semnificativ, nu? Da. Și în felul acesta un copil primind un nume de sfânt este înscris cumva în lista sfinților, în sensul că este un candidat... Are un patron. Da, un patron și un candidat la sfințenie. Ocrotitor. Exact. Facem o mică pauză și pomeneam de această exortație apostolică Gaudete et exultate, asupra căreia te invit să revenim, și te invit și pe tine și pe dragii noștri telespectatori să vedem un material video care punctează câteva aspecte care sunt tratate în această scrisoare a Sfântului Părinte adresată bisericii întregi și tuturor persoanelor care doresc să înainteze pe drumul sfințenii. Să urmărim împreună.
tengamos miedo a ser santos. Iată aceste îndemnuri pentru a urmări în viața noastră de credință sfințenia, pentru a dori să devenim mai buni, mai aproape de Dumnezeu. Este tema emisiunii de astăzi. Suntem chemați la sfințenia. Sfințenie, fața cea mai frumoasă a bisericii, și discutăm despre această temă cu părintele. Mă uit pentru că sunt obișnuit să spun părintele Iulian Gabriel, Iulian Robu, părintele Iulian, profesor de teologie romană, de teologie fundamentală și și formator la Institutul Teologic Romano-Catolic de aici, de la Iași. Când vrem să respectăm titulaturile, ne mai încurcăm decât așa cum ne vorbim în viața de zi cu zi. Vorbim despre sfințenie și te invit să contemplăm puțin și un verset din Sfânta Scriptură, în Cartea Leviticului, la capitolul 11, versetul 44, se aude acest îndemn al lui Dumnezeu: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Pare să fie un lucru foarte, foarte clar. Ce ne spune acest cuvânt al lui Dumnezeu? Acest cuvânt este un îndemn și un imperativ, că trebuie să devenim sfinți, și relativ la persoana mea încerc și eu să fiu sfânt, să fac pași înainte pe această cale a sfințeniei și să mă las modelat de mâinile lui Dumnezeu și să pun în mâinile lui Dumnezeu viața mea. În Isaia, capitolul 26, este această frumoasă imagine a olarului care ia o bucată de lut și o modelează și face un vas frumos. Iar Dumnezeu este olarul, noi suntem lutul. Și această chemare la sfințenie o privesc ca o chemare la a mă lăsa modelat de harul lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va scoate din noi ceea ce este mai bun și ceea ce este mai frumos. Și aceștia sunt sfinții, acele persoane care s-au lăsat modelate de mâinile lui Dumnezeu, care este olarul. O imagine atât de semnificativă și atât de frumoasă. Obișnuim în emisiunea noastră să le cerem invitațiilor și să ne vorbească despre un sfânt. Noi vorbim în toată emisiunea despre sfințenie, despre atâția sfinți, totuși cu dificultatea de a face, în niciun caz, nu de a face o ierarhie, dar de a împărtăși doar un model de sfânt, poate care este mai semnificativ pentru tine sau care e așa o relație mai apropiată. Despre cine ne-ai vorbi? Aș vorbi despre Sfânta Tereza a Pruncului Iisus. Te rog. Este o sfântă din Franța, a trăit între 1873-1897, a murit doar la 25 de ani de tuberculoză. O sfântă călugăriță, a intrat în mănăstire la 15 ani și a adus o viață simplă, o viață de rugăciune și de muncă și de sacrificiu. Iar la sfârșitul vieții sale, o soră, o măicuță din mănăstire, s-a întrebat: ce putem să scriem despre Tereza, pentru că ea n-a făcut nimic semnificativ. Însă apoi Maica Superioară a descoperit, le-a făcut cunoscut jurnalul vieții spirituale a Sfintei Tereza și au dat seama că au avut între ei o sfântă. Iar Sfânta Tereza a folosit această cale a copilăriei spirituale pentru a ajunge la Dumnezeu. Și ea avea această idee pe care a pus-o în practică: trebuie să-mi pun viața în mâinile lui Dumnezeu, care este un tată iubitor, și să am încredere totală în Dumnezeu. Și această cale a copilăriei spirituale, a simplității și a iubirii, au apropiat-o de Dumnezeu și au ajutat-o ca, în ciuda unei vieți obișnuite pe care a adus-o, să devină sfântă și să manifeste acest chip al tandreței și al bunătății lui Dumnezeu față de lume. Poate este una din această sfântă din exemplele cele mai semnificative ale faptului că sfințenia nu este o lucrare omenească, ci este lucrarea lui Dumnezeu în viața unui om care se deschide la acest har al lui Dumnezeu, făcând referință la faptul că, da, nu a făcut, cel puțin în viața pământească, minus sau lucruri extraordinare, și până nu a ajuns să fie până și patroana misiunilor, a vestirii Evangheliei în întreaga lume. Îți mulțumesc că ai împărtășit cu noi și cuvântul lui Dumnezeu și acest model de sfințenie. Îmi vine în minte și n-aș vrea să trecem peste acest aspect, pentru că de multe ori facem referință sau mulți fac referință, bun, chemarea la sfințenie, fața cea mai frumoasă a bisericii, cum spune Papa Francisc.
tot atât de frumos, minunat și totuși în biserică există și mult păcat, există și întuneric, nu numai lumină. Cum conciliem acest aspect? Faptul că noi toți suntem chemați să fim sfinți, biserica este sfântă pentru că este lucrarea lui Dumnezeu și totuși vedem și păcat și limite și umbre și lucruri care sunt mai puțin încântătoare. Cum conciliem? Într-adevăr, în biserică există păcat, există foarte mulți păcătoși în biserică, însă biserica nu este un club de elite morale, nu este o ceată de puritani. Biserica este o familie de oameni slabi, greșitori, care se îndreaptă spre Dumnezeu și încearcă să arate bunătatea lui Dumnezeu în această lume. Așadar, pe această cale, oamenii mai cad, dar vor să se ridice și merg mai departe. Și de aceea există păcatul, pentru că noi oamenii suntem greșitori și păcătoși. Și de fapt, Sfântul Ioan Paul al II-lea a fost întrebat de un tânăr, de ce să mai merg la biserică dacă în biserică există atâția păcătoși? Și papa i-a răspuns, uite, într-adevăr, în biserică există scandaluri, există păcat, există păcătoși, însă în biserică este loc pentru toată lumea, chiar și pentru cei mai mari păcătoși. De exemplu, spunea papa, pe mine m-au primit. Este loc pentru toți. Poți să vii și tu dacă vrei. Impresionant. Da, într-adevăr, este loc pentru toată lumea. Și biserica este comparată de Papa Francisc cu un spital de război, pe câmpul de luptă. Într-un spital în care sunt primiți oamenii care sunt loviți, din punct de vedere spiritual, loviți de vicii, loviți de păcat, loviți de deznădejde. Toată lumea este primită în brațele bisericii, care este ca un spital în care oamenii găsesc alinare și vindecare. Și de aceea biserica, într-adevăr, este păcătoasă, dar este și sfântă. Este sfântă pentru că Iisus Hristos este sfânt și este capul bisericii. Și o sfințește. Și o sfințește. Este sfântă biserica pentru că ne oferă mijloacele de sfințenie, ne oferă sfintele taine sau sacramente. Botezul, mirul, euharistia, spovada, maslul, preoția, căsătoria, cele șapte sacramente, cele șapte taine ne apropie mai mult de Dumnezeu și avem ocazia prin cele șapte sacramente. Noi, care suntem păcătoși, limitați, avem ocazia să ne apropiem de Dumnezeu. Și asta ar trebui să urmărim, suntem chemați să urmărim în întreaga noastră viață. Îmi permit să dau un citat din această adresare, se numește Exhortație Apostolică a Sfântului Părinte: Gaudete et exultate, bucurați-vă și tresăriți de veselie. Numărul 7 spune, citez: îmi place să văd sfințenia în poporul lui Dumnezeu răbdător, în părinții care îi cresc cu atâta iubire pe copiilor, în bărbații și în femeile care lucrează pentru a aduce pâinea acasă, în bolnavi, în călugărițele bătrâne care continuă să zâmbească. În această statornicie, pentru a merge înainte zi de zi, văd sfințenia bisericii militante. Aceasta este de atâtea ori sfințenia de la ușa vecină, a celor care trăiesc aproape de noi și sunt o reflexie a prezenței lui Dumnezeu sau, pentru a folosi o altă expresie, clasa de mijloc a sfințenii. Am încheiat citatul. Sfinții de la ușa vecină. Ce vrea să spună Sfântul Părinte? E atât de frumos? Da, sunt sfinții de lângă noi, sfinții despre care poate că nu vorbesc ziarele, dar sfinții care lasă semne de bunătate în viețile altora. Tot Papa Francisc face referință, de exemplu, la o mamă sfântă și care, din zi în zi, încearcă să facă un pas înainte pe calea sfințeniei. De exemplu, merge la piață și acolo, ca la piață, se discută despre cineva care nu este prezent, se bârfește, iar acea femeie încearcă să-și înfrâneze limba, să nu bârfească, să nu calomnieze. A făcut deja un pas înainte pe calea sfințeniei, un pas mic, dar l-a făcut. Se întoarce acasă, obosită, și copilul încearcă să-i povestească ce a visat el, ce își dorește de la viață. Ea își dă seama că este important pentru copil și, chiar dacă este obosită, își face timp pentru copil și l-ascultă cu atenție. A făcut un mic pas în calea sfințeniei sale. Apoi, spre seară, deși este obosită, se roagă. A mai făcut un pas în calea sfințeniei. Deci, sfinții de lângă noi sunt acele persoane care au o viață obișnuită, fac activitățile obișnuite, dar le fac cu multă iubire față de Dumnezeu și cu atenție delicată față de cel de lângă el. Și chiar viața de căsătorie este un sacrament de sfințire reciprocă. În viața de căsătorie trebuie să se întrebe soțul și soția: îl ajut eu pe celălalt să se sfințească, mă rog eu pentru el,
La fel, unul împreună cu celălalt se întreabă pentru copii. Sunt eu un tată sfânt, sunt eu o mamă bună pentru copiii mei, îl ajut să se sfințească și să se apropie de Dumnezeu. De multe ori eu când fac rugăciune în biserică, compun de obicei rugăciuni pentru sfințirea reciprocă. Să ne ajutăm unul pe altul să ne sfințim și de obicei mai spun, dă-ne Doamne preoți sfinți ca și parohiile să fie sfinte, dar dă-ne și parohii sfinte ca preoții să se sfințească. Dă-ne părinți sfinți ca și copiii să devină sfinți, dă-ne copii sfinți ca și părinții să se sfințească. Pentru că sfințirea, într-adevăr, nu este un drum izolat pe care îl facem, ci este un drum comunitar. În drum comunitar, în ceea ce spuneai, cred că e bine să specificăm și faptul că în pleiada sfinților, încă o dată, cei oficiali proclamați de biserică, dar și cei care nu au ajuns să fie proclamați oficial, de multe ori avem ideea că vorbim numai despre papi, episcop, preoți, călugări, călugărițe. Deci, ei sunt sfinții. Biserica ne arată, mai ales în ultimele decenii, și asta începând poate mai mult cu Ioan Paul al II-lea, câte mame, câți tați, câți tineri, laici, mireni, cum spunem noi, care au fost proclamați oficial de biserică. Asta ca să demontăm faptul că numai călugării, preoții, episcopii sunt chemați la sfințenie. Și mai pomineai un lucru de faptul că totuși sfințenie este un drum. Spuneam, este lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să ne deschidem la harul lui Dumnezeu și să facem efortul. Da? Este și un drum în care putem la un moment dat să ne împiedicăm. Să ne împiedicăm de limitele noastre. Dacă suntem cât de cât echilibrați, nu putem să nu conștientizăm și să recunoaștem că suntem limitați, că păcatul este și în viața noastră. Și atunci aici nu se poate bloca acest drum în care să spunem, dar eu am făcut cu tare, asta nu-mi ies, aici nu reușesc, lucrurile acestea mă preocupă. Nu e drumul meu de sfințenie, niciun caz nu sunt chemat la sfințenie. Limitele noastre pot fi o trambulină spre a crește în sfințenie sau ne împiedică de tot? Limitele nu ne împiedică, ba limitele ne ajută să ne dăm seama că avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră. Sfântul Paul, de exemplu, când și-a descoperit limita, a fost momentul în care a descoperit puterea lui Hristos în el. Pentru că Sfântul Paul în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, spune că eu mă laud cu slăbiciunile mele, cu limitele mele, pentru că acolo se arată puterea lui Hristos. Deci, un om care își recunoaște limitele, care își recunoaște păcătoșenia, starea joasă în care a ajuns, acel om arată că are nevoie de Dumnezeu în viața sa. Sfinții au fost acele persoane care, chiar dacă au păcătuit, s-au convertit. Și întâlnind limitele proprii, au întâlnit și milostivirea lui Dumnezeu față de ei. Au întâlnit iertarea lui Dumnezeu. Și de aceea este important și sacramentul spovezii. Este important, dacă am greșit, să mergem să ne spovedim și să cerem iertarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ne iartă, pentru că Dumnezeul nostru este iubire și milostivire. Cunoaștem apoi parabola fiului risipitor. Tocmai când întâlnește limita de jos a existenței sale, fiul risipitor ajunge să pască porcii și își dorea să mănânce ceea ce mâncau porcii. În momentul acela, când întâlnește limita de jos a existenței sale, în acel moment se gândește să mă întorc la tatăl meu. Și de aceea limitele reprezintă o ocazie de a-L întâlni pe Dumnezeu. Încă o dată, pentru a specifica că, de fapt, drumul de sfințenie înseamnă un drum spre împlinire, un drum spre fericire. E greu să acceptăm poate lucrul acesta. Ca dovadă că dacă cineva se întreabă cum pot să ajung sfânt sau care este drumul, a indicat lucrul acesta, este calea fericirilor. Și totuși, iarăși, în aceste timpuri, cum putem spune fericiți cei ce plâng, fericiți cei care săraci în duh, fericiți cei care sunt persecutați, iarăși pare să fie așa un scurt circuit. Cum putem înțelege această cale a fericirilor? Într-adevăr, fericirea sfinților este paradoxală, pentru că unii sfinți au fost persecutați, unii sfinți au fost marginalizați de societate, dar tocmai în această experiență a vieții lor, uneori, spunem, din punct de vedere obiectiv, părea o viață chinuită, tocmai în această experiență a lor, ei au întâlnit pacea adevărată, care este pacea în Hristos. Tot Sfântul Paul în Efeseni 2:9 spune, pacea noastră este Hristos.
chiar dacă lumea este cum este, noi ne-am găsit pacea adevărată în Hristos. Și într-adevăr, calea Sfințeniei este și o cale de renunțare, mai trebuie să renunțăm la noi înșine, la păcat, la egoism, dar tocmai datorită acestor renunțări, noi ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Dar orice proiect mare în viață cere și renunțare, nu? Viața de familie în sine cere și renunțare. Ca să construiești o catedrală, o biserică, sunt atâtea sacrificii și este atâta efort care se depune. Orice măreț, orice proiect măreț cere și renunțare. Și la fel a fost și viața de sfințenie a multor oameni. A cerut și efort și renunțare. Este ca și cum vrei să urci pe un munte înalt, vrei să cucerești Everestul. Trebuie să-ți încordezi mușchii, să lucrezi. Te pui la treabă. Da, da, și ajungi acolo sus. Dar toate acestea datorită harului lui Dumnezeu care lucrează în noi. Nu este opera umană, este opera lui Dumnezeu în noi. Și mi-amintesc cu drag de, apropo de acest lucru, că calea de sfințenie recere și sacrificiu, nu? Michelangelo, se povestește despre el că a primit niște prieteni în vizită și apoi au început să se plimbe prin grădină și Michelangelo, văzând o piatră mare, spune: aici este un sfânt, aici este un înger. Și prietenii: da, dar unde este îngerul? Că vedem doar un pietroi aici. Și nu, nu, aici este un înger. Și apoi Michelangelo ce a făcut? A luat ciocanul și dalta și a început să lucreze asupra acelei pietre și a scos un înger splendid, minunat, la iveală. Frumoasă imagine pentru drumul de munca, da, de sfințenie. Munca de sfințenie. Dumnezeu care lucrează în noi. Și de aceea tuturor celor care ne ascultă acum, vreau să le zic, aici este un sfânt, este o sfântă. Dacă ne lăsăm în mâinile lui Dumnezeu, care este sculptorul prin excelență, el poate să scoată din noi ceea ce este mai frumos, mai bun, să dea la o parte surplusul și să scoată din noi îngerul, cum a scos Michelangelo, să scoată din noi sfântul. Important este să ne punem viața în mâinile lui Dumnezeu. Cred că este poate lucru și cel mai greu, lucru cel mai greu, pentru că așa suntem făcuți, asta este tendința noastră, ca să nu spunem chiar ispita, de a pune pe noi în centru, de a crede că este opera noastră, este lucrarea noastră, care clar că cere efort, dar totuși este lucrarea lui Dumnezeu. Revin la acel pasaj din Îndemnul Sfântului Părinte, din acea scrisoare în care vorbește despre sfinții de la ușa vecină. Trăind aceste timpuri atât de tulburi și știm din ce motivă atâtea eforturi care se fac din toate părțile. Dacă ar fi să faci o lectură, unde în aceste timpuri sau în ceea ce trăim ai vedea semințe de sfințenie? Pentru că poate și asta este important. Să zicem că ne străduim să creștem în bunătate în viața noastră de sfințenie, dar e important, pomeneai la un moment dat, de drumul comunitar, să vedem și în jurul nostru lucrarea lui Dumnezeu. Și este atât de măreață, e important să avem ochi. Unde ai vedea în aceste timpuri aceste semințe de sfințenie? Da, în aceste timpuri tulburi se cer minți limpezi. Mare lucru. Da, mare lucru, da. În aceste timpuri în care sunt probleme mari, se cere și o credință mare. Și sunt persoane în timpurile acestea grele care reușesc, datorită credinței în Dumnezeu, să scoată ceea ce este mai frumos din ei. Totodată mă gândesc la cei mesageri ai bucuriei și ai speranței în lume, pentru că sunt destui mesageri ai tristeții și ai negativului în lume. Dar sfinții sunt acele persoane care aduc speranța. Iar speranța este o virtute a memoriei, în sensul că sfinții reușesc să-și amintească de bunătatea lui Dumnezeu din trecut față de omenire și să spună omenirii și astăzi: Dumnezeu este bun cu noi, pentru că așa a fost dintotdeauna. Și atunci dau speranță sfinții. Apoi, vorbind despre semințe ale sfințeniei în lume, vreau să spun anumite lucruri legate de aspecte care îmi dau bucurie și speranță că aceasta este generația care caută fața lui Dumnezeu. Este psalmul care se cântă în sărbătoarea tuturor sfinților. Aceasta este generația celor care caută fața lui Dumnezeu. Au fost sfinții, dar și astăzi sunt sfinți. Apoi sunt câteva semințe ale sfințeniei. De exemplu, acei tineri care fac voluntariat. Oferă timp din timpul lor pentru binele celorlalți. Mi-amintesc odată că vizitam o casă pentru persoanele cu nevoi speciale și era un grup de tineri care și-au oferit vacanța ca să lucreze acolo. Voluntariatul este o sămânță a sfințeniei, chiar dacă este, spunem, o criptosămânță, pentru că oamenii de azi nu zic, sunt voluntari, nu sunt sfinți, dar este un element de sfințenie. Un alt aspect este
foarte actual lupta pentru curățenia în natură, lupta ecologică și dorința de a da generației care vine după noi o planetă mai curată și a da și lor posibilitatea să respire aer curat. Și în acest, spunem, această atenție pentru generația care vine după noi este o sămânță a sfințeniei. Te interesează de cel care vine după tine și vrei să lași planeta mai curată. Nu arunci gunoi pe jos, lași curat în urma ta. Sunt elemente de sfințenie, elemente mici, dar care vorbesc despre atenția unei persoane față de celălalt. Apoi mă gândesc la Medicii Fără Frontiere și la medicii care lucrează peste program în spitale, care dedică timp pentru ceilalți. Sunt elemente de sfințenie, mici elemente de sfințenie. Apoi, pentru că suntem în studio de... Aici mă ascultă și jurnaliștii, acum mă filmează. Ne pune bine și cu ei. Tot bine cu ei. Dorința de a căuta și a dezvălui adevărul. 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 Și de a spune viața în slujba adevărului și a binelui este o sămânță de sfințenie. Și nu trebuie să ne fie frică de adevăr. Pe mulți adevărul incomodează. Dar adevărul este Dumnezeu, adevărul este Hristos. Spune Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul vă va face liberi, Ioan 8:32. Deci a spune viața în slujba adevărului și a binelui este o sămânță și un prim pas spre sfințenie. Deci și în timpurile noastre, poate nu sunt metode clasice de a fi sfânt, dar sunt anumite sămânți, semințe și elemente de sfințenie care îmi dau atâta speranță. Dumnezeu știe să fie foarte actual, deci în aceste timp până modalitățile potrivite și un ultim aspect, mai avem foarte puțin până la finalul emisiunii, mă bucur că nu mi-a scăpat, sfințenia are de-a face cu bucuria sau sfinții sunt cei cu fețe triste, crispate, care luptă doar pentru virtute și atât. Bucuria și sfințenia, care este legătura? Da, bucuria este o expresie a sfințeniei și sfinții erau oameni bucuroși, oameni fericiți. În ciuda greutăților pe care le-au avut, să ne gândim la Sfânta Familie din Nazaret, au trebuit să fugă în Egipt, au fost persecutați, au fost alungați, au trecut prin atâtea dificultăți, dar au găsit pacea și fericirea adevărată. Iar Sfântul Paul spune în Filipeni 4:4, bucurați-vă fără încetare. Iar sfinții au știut să arate această față frumoasă a sfințeniei și a credinței, fiind bucuroși. E mare lucru și acesta este și ultimul nostru mesaj. Am vorbit despre sfințenie ca drum spre împlinire, spre fericire, spre bucurie. Sperăm din toată inima că aceste lucruri să ne dea mai mult entuziasm în a căuta și a merge pe această cale a sfințeniei. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi. Îți dorim multe roade spirituale de sfințenie și în drumul tău de formator, de profesor la Institutul Teologic, astfel încât și următoarele generații de preoți să fie preoți cu adevărat sfinți. Îți mulțumim din toată inima și vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați rămas împreună cu noi, în speranța că v-am insuflat această dorință care nu este o pretenție exagerată de a deveni mai sfinți, de a deveni sfinți, de a deveni mai buni, de a ne apropia mai mult de Dumnezeu și de a ajuta și pe alții să înainteze pe această cale a sfințeniei. Vă mulțumesc din toată inima, vă dau reîntâlnire la o viitoare ediție aici, sub semnul crucii, la Polonia TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dulce Paulus Sustin.